Bună, Leu, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aș vrea să încep, bineînțeles, cu mesajul tău de data aceasta din oracolul Moonology pentru manifestare. Oracol și mesaj care poate să te ajute să manifesti ceea ce tu îți dorești, ok? Mai mult și mai mult. Și e ca un sfat, așa, o sugestie pentru tine care să te ghideze din partea divinității. Ce văd aici? Detoxifiere. Poate este necesară o perioadă de detoxifiere pentru tine. Și mai văd un mesaj. Fii realist. Be real. Lună plină în Zodia Vărsător, iar aici avem un taur la baza pachetului, lună plină în fecioară, să acționezi cumva în funcție de inspirația ta, pentru că tu ești ghidat înspre ceva anume și ai inspirație în acest sens. Cumva inspirația vine înspre tine odată ce tu conștientizezi și înveți acest lucru de a fi realist, și poate o perioadă de detoxifiere, poate postul își are rostul lui în această perioadă, pentru că suntem în perioadă de post, nu? Și eu știu o dietă anume. Sau detoxifiere prin a citi lucruri selectiv, cumva a selecta ceea ce aduci în mediul tău, ceea ce aduci în mintea ta, ceea ce aduci în inima ta. Și așa poate fi detoxifierea. Să elimini ceea ce ție nu îți aduce beneficii. Hai să vedem situația pentru Leu, care este situația ta. Vă reamintesc faptul că și eu am ascendentul și chiar și Venus în zodia Leu și de multe ori Leul este energia care descrie personalitatea mea și drumul meu în viață. De asemenea, prin această energie a leului, eu am învățat că eu pot să îmi stabilesc drumul meu în viață și asta încercând în același timp să nu calc pe cadavre, să calc pe suflete, ok? Văd împăratul, a venit în această energie, împăratul poate reprezenta un superior, poate reprezenta un tată, o figură paternă sau cineva foarte, foarte mult în energia sa divină masculină, o persoană hotărâtă, o persoană autoritară, este divinul masculin. Poți fi tu în această energie, pentru că tot începusem să vorbim despre faptul că mi-am dat seama prin această energie a leului că eu sunt cea care îmi determin și îmi configurez drumul în viață și depinde foarte mult de mine, atât timp cât eu reușesc să nu pășesc pe suflete. Ok? Să nu. Și nu că să nu pășesc pe suflete, dar să nu pășesc cu noroi în suflete, ok? Și văd aici și 6 de cupe, cumva poate fi această persoană un suflet pereche al tău, dar și lucrul acesta de a petrece momente frumoase împreună cu cei din jur. Hai să vedem care ar fi blocajul pentru tine. Blocajul, aș vrea o singură carte, te rog, Spirit. Care este blocajul pentru Leu?
Regina de Bâte. Regina de Bâte, să știi că poate reprezenta chiar energia ta sau o altă persoană dintr-un semn de foc. O persoană care, vezi tu, se mișcă încet. Ok, deci avem și acest cavaler de monede. Cumva lucrurile merg încet înspre divinul feminin, înspre a avea succes, înspre a crește. Scuze, dragul meu, leu, dar e tot ce pot să fac. Da. Ai grijă cumva să nu te îndrepți prea încet înspre ceea ce tu îți dorești. Cumva tu ai această șansă de a avea parte de creștere, de succes, de întâlnire între divin masculin și divin feminin. Dacă nu este o citire în dragoste, între a-ți echilibra femininul și masculinul în interiorul tău și în același timp a te îndrepta înspre succes cu această carte a împărătesei, înspre a te îndrepta în a te scuze, în a te îndrepta înspre abundență, înspre creștere. Lucrezi cu anumite elemente în viața ta și blocajul îl reprezintă poate faptul că da, acesta este un cavaler de încredere, dar totuși este în ceea ce vine înspre tine, în acest blocaj. Ascultă-ți vocea interioară, ascultă-ți intuiția, și acționează, scuze, conform cu inspirația ta. Fă-ți timp pentru iubire de sine, iarăși. Ce avem în subconștientul tău, dragul meu leu? Ce avem în subconștientul tău? Patru de bâte. Avem acest sentiment de acasă, de împlinire foarte frumos cu acest nouă de cupe. Avem această stabilitate în subconștientul tău și parcă tu ți-ai stabilit cei patru piloni pe care poți să îți construiești de acum viața împreună și alături de cei iubiți ție, de cei dragi ție. Ce lași tu în trecut? Și mai voiam să spun aici, poate mai există momente de îndoială, poate mai există și momente în care temerile tale te pot face să gândești că de fapt cei din jur te împiedică cu ceva anume, dar nu. Aș spune eu că ești pe drumul cel bun. Hai să văd acum în ceea ce privește trecutul, ce lași tu în trecutul tău, 10 de bâte, efortul consistent și foarte și perseverența iarăși și cu acest 10 de bâte poate te-ai despovărat în trecutul tău. Ai intrat în energia, îmi vine să spun, ai intrat în această energie masculină. Și nu e un lucru rău pentru că asta te duce înspre creștere, înspre divinul feminin. Deci, indiferent dacă citesc aici pentru pentru o leoaică sau pentru un leu, ok? Tu ești în situația cu care tu ai deschis este energia divinului masculin. Cumva tu ești foarte hotărât, foarte hotărâtă. Ești determinat să acționezi. Știi cum să acționezi și înspre ce anume. Și înspre a crește, înspre a progresa, înspre a avea parte de abundență, chiar cu cel drag. Ok, să văd ce ai tu în gândurile tale. Pajul de spade. Îți faci temele.
În același timp, conștientizezi faptul că există cineva pe care îl urmărești. 3 de cupe, magicianul, 2 de cupe. O persoană pentru care simți poate chiar prietenie, poate chiar șansa unui parteneriat. Poate fi la fel ca și tine, tot un leu. Dar îți faci temele aici pentru că acest paș de spade reprezintă în conștientul tău și cartea studentului, cartea și noi e bine să fim învățăcei, nu? Studenți o întreagă viață pentru că avem ce învăța și ajungem acolo în pasul acela de trecere și ne dăm seama că de fapt n-am acumulat decât părticică infimă, dar totuși se merită, pentru că bagajul pe care noi îl ducem mai departe este unul al lecțiilor învățate. Hai să vedem în viitorul tău ce avem în viitorul pentru tine. Acest cavaler de bâte și 6 de bâte. Vezi tu, în viitorul tău tu acționezi, pentru că este elementul tău, elementul foc. Da, poate fi o persoană tot în semn de foc care să vină înspre tine în viitorul apropiat, dar simt foarte mult că este energia ta. Și am tot văzut aici divin feminin, divin masculin, împărat, împărăteasă, de fapt împărăteasă, împărat. Îmi dai impresia că tu deja ai întâlnit acea persoană a vieții tale cu care te gândești să te stabilești, iar acum poate în viitorul tău îți dai seama că e cazul să acționezi înspre a avea succes. Nu te speria de acest 9 de spade și nici de acest 2 de monede. Îmi dă senzația că reprezintă acel bătut al pasului pe loc. Cumva poate ai stat și ai ruminat prea mult în gândurile tale, te-ai gândit prea mult la lucruri care nu duceau nicăieri, iar în viitorul apropiat tu îți găsești acea pasiune, acel umf, acel drive de a merge înspre succes. Ok? Lucrurile deja s-au așezat în viața ta, ai parte de acea, să-i zicem, suflet pereche, flacără geamă în persoana ta și acum te îndrepți înspre succes. Hai să văd care este starea ta emoțională și în același timp și sfatul pentru tine, pentru că această poziție reprezintă și sfatul pentru tine. 6 de spade, iarăși. Merge înainte și 5 de monede. Cumva mergi înainte, poate chiar călătorești în această perioadă și este și un sfatul pentru tine. Sfatul pentru tine este în a armoniza cu persoana dragă, în a vă îndrepta amândoi înspre ceva sănătos, în a vă construi poate momente și amintiri frumoase împreună. Chiar dacă în momentul de față există această apă tulbure între voi și această, nu am să-l numesc dezechilibru, e o stare așa de nesiguranță totuși prin care tu treci, dar ai încredere că o vei depăși pentru că te îndrepți înspre ceva mai sănătos pentru voi, pentru tine. Cu acest 5 de monede, nu știu, poate îți va fi greu să lași anumiți oameni în trecutul tău. Poate această regină de monede. Dar asta urmează și ești și cumva în sfatul tău. Să acționezi și să armonizezi
știind în același timp că tu ai tot ce trebuie, ai toate elementele. Nu am văzut magicianul decât anterior, pare mi se, la baza pachetului. Hai să vedem ce vine din exteriorul tău. 9 de cupe. 9 de cupe vorbește despre o dorință împlinită, poate pentru tine, poate în felul în care te văd cei din jur. Nu știu, e și un semn de aer aici, o persoană poate care, față de care îți... reprimi dorința aceasta de a comunica. Poate fi un semn de aer în jurul tău. De ce 9 de cupe în ceea ce vine din exterior? Da, poate fi felul în care tu ești perceput, vezi tu? Lupți, lupți și lupți bine și... ai arma potrivită pentru și ești în postura potrivită pentru a câștiga. Poate cei din jur te văd așa precum o persoană poate prea cu nasul pe sus. Ei na, și ce? Ești împlinită, ești împlinit. Ai acest 9 de cupe, ești mândru cu ceea ce ai realizat și asta e în felul în care te percep cei din jur. Un luptător, o luptătoare. Hai să văd în frica sau speranța ta. Văd cavalerul de monede și regina de spade și 8 de... de monede. Nu știu dacă e frică sau ce este acest lucru sau speranță, dar simt așa că e o persoană aici care se mișcă încet și care are e o persoană care poate un fel de arici așa, în sensul că nu știu, cu această regină de spade e o persoană care a fost, a trecut prin multe și are spada ridicată și uneori poate nu știu, poate îți e teamă că o poate folosi greșit, dar conștientizez și faptul că împreună ea vine cu acest cavaler de monede în spate. Că poate fi o persoană de încredere. În același timp, tu conștientizezi acest lucru și poate e cineva la muncă, poate cineva care în trecut, nu știu, te-a făcut să te simți în mintea, în gândurile tale. Hai să văd acum... care este rezultatul posibil obținut, care este rezultatul posibil obținut dacă tu mergi pe această cale de destin, care este rezultatul posibil obținut pentru tine, dragul meu leu? Puterea. E cartea ta. Și diavolul. Și vezi tu, și 3 arcane majore, 4 arcane majore cu îndrăgostiții aici. Tu ești favorizat, să știi, de divinitate și tu fiind leu, leii în general au parte de un destin, n-am să spun perfect pentru că nu este, dar e un destin măreț și e cazul să îți asumi acest lucru. Îmi place cumva că tu ai puterea de a depăși și poate nu depăși, pentru că de multe ori spun acest lucru, dar cu acest diavol, de a înfrunta diavolul. Atunci
Când apare într-o citire diavolul, știu că e necesară energia puterii pentru a o înfrunta, energia diavolului. Și tu ai această putere de a-ți înfrunta sabotorul interior. Ai această putere de a-ți face dreptate. Și într-un mod neutru să intri în această stare de neutralitate, ceea ce vreau să spun, pentru a construi ce reprezintă aici îndrăgostiții pentru tine. Poate fi energia unui geamăn, poate fi energia unei relații, poate fi nevoia de a lua o anumită decizie. Dar ai puterea aici. Ai puterea și e minunat. Tu poți să înfrunți aici sabotorul. Și sabotorul, dacă este cineva din exterior, îl poți înfrunta mai ales prin și mai întâi prin a-ți prin a-ți asuma și vedea ce părticică din tine a contribuit aici. Ok, am să las citirea așa pentru că deja văd că am... da, poate e cazul să faci și să intri într-o perioadă de detoxifiere cu acest card de aici. Dar uite, l-am pus deasupra și am să-l las așa. Tu ai puterea. Treci la fapte. Te pup, te îmbrățișez cu drag, te aștept pentru citiri personale dacă îți dorești acest lucru pe adresa mea de e-mail și ne vedem curând. Pa, pa!